Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Iată, avem la bază un BMW E61 cu o problemă tipică care mă gândesc că cei care dețin această mașină se întâlnesc destul de des. Ce înseamnă acest lucru? Iată, nu se închide, nu se deschide absolut deloc mașina. Inclusiv, nici partea de sticlă, practic partea de parbriz bate, nu se mai deschide din, nici măcar din buton, nici din telecomandă, nici dacă țin apăsat, vedeți, țin apăsat, deci nu se deschide absolut deloc. Ok? Ce vom face în acest caz? Vom merge direct la problemă și vreau ca să rezolv situația, după care vă voi arăta sistemul practic gata funcțional. După ce este totul pus la punct și va funcționa, vă voi face continuarea filmării, da? Nu spun problema, că în cazul în care vreți să o rezolvăm sau vreți să vă ajut să se rezolve, puteți să mă contactați, veți avea numărul exact acolo în descriere la YouTube și putem să discutăm despre acest caz. Hai să trecem la treabă și să vedem unde este mai exact problema. Varianta finală de proiect este că, dacă mai țineți minte, deci nu mergea practic partea de cheie, da? Nu puteam închide, nu puteam deschide, nu funcționa luneta de spate și nu mergea partea de radio. Ok? Deci nu avea semnal radio. Deci, iată, odată să vedem practic închis, iată, deschis, da? Deci, deschis, iată, închis, ok? Și tot așa să vedem problema de aici. Deci acesta a funcționat. Deci partea de haion a funcționat, n-a fost problemă. Așa. Partea de lunetă nu a funcționat, deci nu se putea practic deschide. Ok, iată, este trag de ea. Ok, iată, se deschide frumos acum. Așa. Și inclusiv și partea de radio este finalizată. Deci acum are și recepție, are tot. În caz că aveți probleme de genul, inclusiv cu partea de BMW, inclusiv cu partea de Volkswagen, vă pot sta la dispoziție în caz că nu vă merge camera de spate, în caz că nu vă merge haionul de spate, luneta, becul de frână sau multe alte opțiuni. Cu toate acestea, vă aștept pe www.soundidentity.ro/proiecte, câteva proiecte pozate, cel mai mult pe Facebook, pe Sandu Vancea sau Sound Identity Hifi Oradea. Iar pe canalul nostru de YouTube puteți intra la pe canalul nostru Sound Identity, unde dacă vă abonați aveți acces la playlistul nostru și în playlist puteți căuta, aveți două variante, reparații diverse, așa, un folder în care prezint mai multe reparații ca și acesta care va fi tot acolo expus, cât și la secțiunea BMW, tot în playlist, unde puteți vedea foarte multe idei pentru E60, E61, E90, F10, F15, tot ce înseamnă că putem schimba tot ceea ce este practic monitorul central, da? Deci din profesional putem să facem un monitor cu Android, putem inclusiv pe aceasta să punem CarPlay, să avem interfață, ceea ce va face screen mirroring pe original, putem să schimbăm sistemul audio care e compus din tweetere, medii, subwoofere sub scaun, da? Putem să facem diverse codări, foarte, foarte multe variante. Iată, aici este un sistem de telefonie care eu nu mai utilizez, care a fost montat un parot, da? Dar se poate pune sistem de telefonie care este direct în ecran, care puteți avea posibilitatea să vedeți tot ce înseamnă agenda și apelantul sau apeluri pe dute ratate efectuate, tot ce doriți. Vă așteptăm. Aveți număr de telefon și în acest video, în partea de jos unde rulează cronometru, da? Și ne găsiți oriunde, scrieți în Google simplu Sound Identity. Vă mulțumesc, la revedere!